la concursul de desene pe asfalt, la concursul de arunca cu mingea la coș, concursul de biciclete, proba de îndemânare, sărituri cu coarda avem, avem partea de concurs de role la proba de îndemânare și, bineînțeles, concursul de machiaj. Acum, pentru concursurile de bicicletă și pentru role, o să am rugămintea ca concurenții să fie echipați, după cum s-a scris și pe pagina de Facebook a primăriei, cască, genunchiere, cotiere, pentru siguranța copiilor. În rest, colegii mei sunt pregătiți de la primărie, sunt voluntarii primăriei cu care o să lucrăm și de data aceasta și vă poftim pe toți la înscrie. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, sunt aici. Bună ziua, ați venit astăzi? Am așteptat momentul, că mi-am așteptat de întâi și am auzit că se modifică pe 4, pe sâmbătă. La ce atelier ați înscris? La basket, obrot. La basket, îmi place. Vreau să vin astăzi? Da! Da, mulțumim! Și o zi frumoasă! La fel! Să fim din nou și noi copii! Da! Cu frații! Frații? Da! Cum petreceți ziua de... Alături de ei! Să-i distrăm cât mai mult! La ce atelier ați înscris? La basket. Îți place basketul? Da. Și cum te simți astăzi? Bine. Bine. Vă poftim la înscrieri. Vă reamintesc concursurile la care se pot înscrie concurenții. Și băiatul se înscrie la basket. Concursul de desene pe asfalt, aruncat cu mingea la coș, bicicletă, proba de îndemânare. Bună ziua! Săritură cu marca, role și concursul de machiaj. Până acum avem vreo 30 de copii la desene pe asfalt, pentru că celelalte ateliere vor începe deodată. Câți copii estimați că vor și atunci, aveți timp să vă înscrieți până la desenele pe asfalt, am avut peste 100 de copii la desene pe asfalt. La celelalte ateliere, mai puțin, mai puțin, dar tot descrie copii. Un concurent se poate scrie doar la un singur concurs odată, iar problemele vor începe simultan. Să nu uitați că înainte de startul concursurilor, Jandarmeria sub unitatea Sân Nicolau va face o demonstrație de dresură canină în fața primăriei și ne vor prezenta de asemenea niște tehnici de apărare. Mai multe surprize și mai mult despre ce este vorba o să ne explice chiar domnul. Pasionat de jandarmerie, de poliție, de... Da, foarte. Ție ce-ți place aici? Apa patru.
Ești pasionat de jandarmerie, de poliție, de... Încă de la orele dimineții, centrul orașului s-a umplut de copii. În momentul de față, aceștia participă la o demonstrație a jandarmilor cu patrupede de acestora, iar de la ora 10 vor începe concursurile pentru care s-au înscris de la ora 9. După aceea, de la ora 12, Darko Blaši și Adriana Luchin vor veni cu copiii și vor dansa sau vor cânta. Cum a venit inițiativa de a aduce arme aici și aduce acești câini? A fost inițiativa noastră, având în vedere că în cursul acestei luni, 1 iunie, s-a sărbătorit Ziua Internațională a Copilului și astfel de activități le-am desfășurat în mai multe localități din județul Timiș și am vrut ca și Sfântul Nicolae Mare să beneficieze de același tratament. În speță să beneficieze și copiii din Sfântul Nicolae Mare, să vadă cu ce ne ocupăm, ce tehnică avem și să vă prezentăm și echipa canină pe care o avem în dotare. Puteți să-mi dați câteva exemple de ce ați adus astăzi aici? Văd, aveți 4 câini, dar și arme. Puteți să-mi dați exemple? Da, sunt câini noștri care folosim în misiunile uzuale de urmă, de câini de pază și respectiv câteva din categorie de armament pe care le folosim în mod constant la misiunile de ordine publică pe care le desfășurăm. În dreapta mea se află un echipaj din structura antiteroristă a inspectoratului care a venit special pentru această zi să prezinte copiilor câteva caracteristici ale armamentului și tehnicii de dotare. Cine ați venit astăzi aici? Cu băiatul. Băieții, de fapt. La ce atelier ați înscris? La desen și la aruncat cu mingea. Cum ați petrecut dumneavoastră ziua de 1 iunie când ați fost de vârsta lor? Nu așa, ca și acum. Cum te simți astăzi aici? Foarte fain, foarte bine. Cu cine ai venit? Cu mami. We'll be right back.
ora 10 vrem să dăm drumul la evenimentele pe care le-am pregătit pentru copii pentru 1 iunie. Dar înainte de asta aș vrea să vă mulțumesc tuturor, copiilor, părinților, pentru că ați acceptat invitația noastră astăzi aici. Și asta în condițiile în care timp de 2 ani nu ne-am întâlnit datorită pandemiei și sper că odată trecută această pandemie să nu se reîntoarcă, astfel încât toate evenimentele pe care le pregătim la nivel de oraș le putem desfășura în bune condiții. Colegii mei din primărie cu un grup de tineri au organizat aceste evenimente, jocurile pentru copii. O să începem cu o prezentare făcută de Jandarmeria Română și aș vrea să le mulțumesc pe această cale că au venit la Sân Nicolau, să-i mulțumesc în mod special domnului comandant Toma, pentru că în afară de foarte buna colaborare pe care o avem cu ei, pentru că ne asigură liniștea și siguranța noastră a tuturor la nivel de oraș, vedeți că astăzi au venit să facă o prezentare pentru copii și sunt convins că și noi cei mari ne vom bucura de această prezentare. Ulterior vor fi jocurile pregătite cu copii, festivitatea de premiere aici în fața primăriei, unde se vor acorda premiile tuturor copiilor, înghețată și sucuri pentru toți copiii prezenți la eveniment și, nu în ultimul rând, după amiază, la ora 16, sper să ne lase vremea, în parcul copiilor, o să vă invităm pe toți copiii pentru a face o plimbare cu barca pe Aranca, așa cum am făcut în anii trecuți. Mă opresc aici, urându-vă din tot sufletul tuturor copiilor să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să-i ascultați evidenți pe părinți, mai ales că acum vine vacanța, să vă urez și o vacanță plăcută tuturor și sper de fiecare dată să ne revedem cu bine. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc și instituției ISU din Sân Nicolaul Mare, care și ei sunt alături de noi, pentru buna desfășurare a acestui eveniment și totodată și lor să le mulțumesc pentru foarte buna colaborare pe care o avem cu ei la nivel de oraș. Așadar, distracție plăcută tuturor și predau microfonul colegilor de la jandarmi să vă facă această prezentare, să vă explice ce se va întâmpla aici pe zona verde din fața primăriei. Pe cale de consecință, domnul comandant, vă predau microfonul. Da, vă mulțumim, domnul primar. Spune și noi bună ziua tuturor copiilor și părinților și în continuare vom desfășura activitatea anunțată către domnul primar. Rămânesc microfonul colegii mele, domnișoara capitanul Pulescu. Bună ziua, vă spun și eu. În primul rând, mulțumim domnului primar pentru invitație și pentru primirea călduroasă. Nu în ultimul rând, la mulți ani, dragi copii, la mulți ani cu bucurie, să aveți o copilărie minunată, cu rezultate bune și o viață fantastică. Alături de voi, o să-i vedeți aici pe iarbă, pe colegii mei din cadrul grupei Conductor Câini în Serviciu. Ei vor prezenta exerciții de disciplinizare, dar vom lucra puțin și pe situații specifice, situații cu care noi ne confruntăm zi de zi. În cadrul grupei Conductor Câini în Serviciu avem rase de câini precum ciobănesc belgian, ciobănesc german și rottweiler. Aceste rase demonstrează un caracter protector instinctiv, dând dovadă de inteligență în tot ceea ce fac. Sunt pașnici foarte eficienți și atenți, acești câini putând detala uneori atitudini agresive. De asemenea, anticipează foarte bine situațiile de risc și sunt protectori înnăscuți. Haideți așadar să urmărim pe colegii mei. Pe care îi vedeți dumneavoastră în față,
sunt de intervenție. Colegii mei vă prezintă câteva exerciții de disciplinizare, precum mersul alături de conductor, poziția șezi, poziția culcat, lăsarea în așteptare și multe alte exerciții care ne arată atașamentul câinelui față de conductor. Haideți să încurajăm pe colegii mei cu un rând de aplauze. Mulțumim colegului nostru și cățelușei Karim. Mulțumim și pentru încurajări. Așa cum v-am promis de la început, vom avea nu numai exerciții de disciplinizare, ci și exerciții de intervenție. Astfel, în următoarele momente, veți vedea modul de acțiune al jandarmilor cu patrula canină în situația în care un cetățean este violent verbal, recalcitrant.
mulțumim colegilor și pentru această demonstrație. Așa cum v-am spus și la început, specialitatea câinilor de serviciu din cadrul grupei conductor prin serviciu este patrulare, intervenție și detectare explozivă. Așadar, în următoarele momente veți asista la un moment de căutare și detectare explozivă. Acesta va fi efectuat de către sergent major Predescu Cătălin și câinele său de serviciu Dan. Observa, câinele de serviciu a detectat explozivul și a semnalat prin luarea în poziția șezii. Mulțumim colegilor noștri. În continuarea activităților, efectivele grupei conductor câini serviciu vă vor demonstra prin un exercițiu atașamentul câinelui de serviciu față de conductor. În situația dată, patrula de jandarmi aflată în serviciu de patrulare identifică o persoană suspectă pe care o somează să rămână pe loc. Câinele este lăsat în poziție de așteptare, iar conductorul trece la legitimarea persoanei în cauză. Ulterior, aceasta devine agresivă în moment în care câinele, din proprie inițiativă, acționează pentru apărarea conductorului.
Vom vedea așadar cât de important este conductorul pentru câinele său. Mulțumesc colegilor mei pentru acest exercițiu demonstrativ. Acestea au fost exercițiile de disciplinizare și de intervenție, dar dorim să vă arătăm și mai multe secrete ale grupei conductor pe în serviciu, mai exact, să vedeți modul de pregătire a agresivității. Așa cum vă spuneam, specialitatea câinilor este de intervenție. Thank you.
apropiere a activităților o să vi-l prezentăm pe câinele de serviciu Thor. Este un rottweiler, este mezinul grupei, este în perioada de predresaj și are doar 8 luni. Specialitatea lui este de asemenea intervenție. Fiind mezinul grupei, haideți să-l încurajăm cu câteva aplauze. Distracție frumoasă să aveți! Mulțumim, doamne capitan Aiana, pentru prezentarea făcută. Mulțumim inspectoratului de jandarm județean Timiș pentru dresajul canin și exercițiile demonstrative și standurile de prezentare cu tehnica din dotare. Vă invit acum în parcarea din fața hotelului Timișoara pentru a da start tuturor concursurilor. Ce e foarte important de știut, să nu plecați la final, pentru că urmează festivitatea de premiere. De asemenea, să nu uitați și de surpriza dulce pe care i-am pregătit-o copiilor, suc și înghețată. Și, de asemenea, să nu uităm și de mini-concertul folcloric, după ce se termină festivitatea de premiere. Să fim alături și de copiii din Sân Nicolau, cei care sunt cu foarte, foarte, foarte mult talent înglobat în ei. Haideți că vă aștept dincolo în parcarea din fața hotelului, da? Ca să dăm start concursurilor. Mulțumesc! Haideți să ne organizăm puțin pentru concurenții care s-au înscris pentru concursul de desene pe asfalt. Rămâneți aici, în zona asta unde sunt eu și colegii mei, voluntarii de la primărie, o să vă aducă creta. Fiecare dintre concurenți să-și aleagă câte un pătrățel, da? Vă alegeți câte un pătrățel și colegii mei de la primărie o să vină și o să vă aducă câte o cutie de cretă. Ca și temă pentru concursul de desene pe asfalt, vreau să vă imaginați următorul aspect. Cum vedeți voi Sân Nicolau vara? Aceasta este tema concursului. Și atunci, după ce termină colegii mei de împărțit creta, o să declar toate concursurile deschise în mod oficial deodată, da? Haideți să vedem. Pentru concursul de a arunca cu mingea la coș, văd că s-au strâns concurenții aici, în spatele castelului, la colegii mei, tot voluntari din cadrul primăriei. Pentru concursul cu biciclete, eu sunt aici, am aștept la colegul Iubi. Haideți să vedem aici, să ne organizăm. Aici unde sunt eu, se desfășoară concursul de biciclete. De început o să începem la concursul cu biciclete pentru cei mici. Colegul meu aici o să vă explice practic cum se va desfășura. Deci nu pornim tot dintr-o dată. Câte unul, da? Pentru că este o probă de îndemânare. Câte unul și trebuie să o ocoliți în partea mea, da? Și înapoi, când vă întoarceți, vedeți că vitez. Bun, cei care sunt concurenții pentru concursul de role, îi aștept la Biserica de role. Îi aștept aici la Biserica Sârbească, vă rog.
Așteptăm concurenții noștri aici. Repet încă o dată, tema pentru concursul de desene pe asfalt. Cum vedeți voi vara la Sinicolau, da? O vara la Sinicolau, cum credeți dumneavoastră că arată? Până una alta, că văd că vă pricepeți foarte, foarte, foarte bine la partea de desen. Mă mut și la colegii mei, ceilalți de pe celelalte ateliere, să vedem cum se descurcă. Înțeles cum trebuie să faci, nu? Bine, haide. Stai, hai înapoi și trebuie să dau drumul la ceas. Haide. O să număr de la 3. 3, 2, 1 și când zic start, ai plecat. Bine? 3, 2, 1, start! Bravo!
se apropie ușor, ușor, ușor de final. Mai aveți 6 minute. După care vă aștept pe toți în fața primării pentru partea de festivitatea de premiere, pentru aia la altă parte de ceva dulce pentru copii, adică sub și înghețată, și pentru mini-concertul dedicat vouă cu ocazia zilei de 1 iunie. Să finalizați partea de desene pe asfalt. Tot astăzi începem cu ora 16, vă așteptăm jos în parcul copiilor pentru o plimbare cu barca. Tot așa, tot așa de ziua copilului, da? Mă bucur că ați rămas până la această oră alături de noi. Urmează festivitatea de premiere. Colegii mei voluntari din cadrul primăriei sunt aici. Vrem să vă mulțumim pentru prezență. Mulțumim de asemenea inspectoratului de jandarmi Timiș și celor de la ISU, pentru că sunt mereu alături de noi la fiecare eveniment. Vreau să vă rog să rămâneți pe loc după festivitatea de premiere, pentru că urmează să le dăm copiilor surpriza dulce pe care v-am promis-o în urmă cu ceva timp, adică azi dimineață, o să fie suc și înghețată. Și rămâneți de asemenea și pentru final, pentru că urmează un mini-concert cu ansamblurile folclorice din oraș și un mini-concert cu Darko Vlaștin și cu copiii pe care el îi păstorește, practic. Prin urmare, începem? Suntem gata? Haideți să vedem! Da. Haide să vedem pentru concursul de make-up. Bun, avem pentru concursul de make-up Nan Sofia, la categoria 0-4 ani. Premiul întâi. Unde este Nan Sofia? Haide, uite că a venit. Felicitări! Am rugămintea să și aplaudați, să nu mă lăsați așa să stau, am noi aplaudați. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Mergem mai departe. Calapiș Antonia A. Elena, premiul 2, la categoria 0-4 ani, tot la concursul de make-up. Uite că bine. A plecat. A rămas mămica, mulțumim frumos. Aplauze și pentru mămica. Bun, mergem mai departe. Premiul 3, mențiune Vucea Nicolas. Da? Singurul băiețel din concurs, da? Ia aplauze și pentru singurul băiețel din concurs, da? Vucea Nicolas. Este aici? Vucea. Unde e în colț? Vucea Nicolas, unde ești? Unde? Nicolas, hai încoace. Uite-te ce frumos e. Vreau frumos să-l aplaudați pe Nicolas. Uite ce frumos e. Super, felicitări! Bun, mergem mai departe. Premiul întâi, tot la concursul de make-up, de la categoria 4-8 ani, avem Trifan Raisa. Este aici? Aplauze pentru Trifan Alisa. Raisa, felicitări, drăguțo! Mergem mai departe, premiul 2, merge la Zbârcioc Amelia, categoria 4-8 ani, tot la concursul de make-up, felicitări! Unde este Zbârcioc Amelia? Ce hotărâtă, bravo! Felicitări, drăguță! Aplauze și din partea micoșenilor! Excelent! Mergem mai departe, premiul 3, tot la categoria 4-8 ani, Cenușă Ana Maria! Opa! Haideți să vedem, Ana Maria, unde-i? Stânga! Uite-te ce frumos! Felicitări! Aplauze, nu fiți zgârciți în aplauze, da? Mulțumesc frumos! La categoria make-up 8 plus, adică tot ce trece peste 8 ani, avem Mihai Miriam. Haideți să vedem, aplauze pentru Mihai Miriam, unde este? Uite-te la ea! Felicitări, drăguță! Așa. Mergem mai departe, premiul 2, tot la 8 plus, Herciu Sara. Haideți să vedem, aplauze pentru Herciu Sara. Uite-te ce frumoșică e! Bravo!
Felicitări, drăguță! Felicitări, drăguță! Bun! Și premiul 3 merge la domnișoara Apostol Daria Elena. Felicitări, drăguță! Mulțumesc frumos! Mulțumesc colegei Dora de la primărie! Mergem mai departe! Concursul de sărit coarda! Haideți să vedem! Premiul 3 la concursul de sărituri coarda avem Mădălina Angelica! Mădălina Angelica, aplauze pentru Mădălina Angelica! Felicitări, drăguțo! Mulțumim! Premiul 2 merge la Adam Iasmina! Aplauze pentru Adam Iasmina! Bravo, bravo, bravo! Avem aici condiție fizică! Foarte frumos! Iar premiul 1 merge la Roșianu Luiza! Roșianu Luiza! Uită! Uită! Felicitări, drăguță! Nu fiți zgârciți în aplauze, nu fiți zgârciți în aplauze! Vreau să aud multe aplauze, multe aplauze, multe aplauze! Bravo, bun! Mergem următorul! Colegul meu pentru concursul de role, haide să vedem ce este aici. Avem... Bun, haide să vedem la categoria 4-8 ani, da? Șogor Dario. La concursul de role, Șogor Dario, este? Haide, ia cătă-l! Aoleu, au, ce aprig ești! Felicitări, felicitări! Super, mergem mai departe. Locul 3, la categoria peste 8 ani, avem Cioara Naomi, da? La concursul de role, aplauze pentru Naomi. Bun, super, super, super! Mulțumim frumos, felicitări! Penga Larisa, locul 2, la categoria O+, tot la concursul de role. Aplauze pentru Penga Larisa! Ia uite-te cu zâmbetul până la buze, toate buzele-s la ea. Țărmure Melisa! Premiul 1 la concursul de role. Felicitări, drăguță. Uite aici ce condiție fizică. Mi se pare normal și corect. Mulțumesc frumos. Haideți să vedem. Avem premiul 3 la concursul de desene pe asfalt. Am spus că comisia a fost foarte, foarte, foarte... Hai, a fost foarte ocupată până să delibereze. Lucaci Levi, 4 ani. Lucaci Levi este desene pe asfalt? Ai, uite-te aici, ce frumos, ce frumos! Mi se pare normal, oamenii au respectat temele și merită să fie tema și merită să fie și răsplătiți. Mulțumim frumos, felicitări! Mergem mai departe. Premiul 2 merge la Harleucă Ariana, da? Desene pe asfalt, la categoria tot 4 ani. Urleanca Ariana. Uite, 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 aici, 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 aici la mine, la noi. Și diplomă, și diplomă. Mulțumim frumos și felicitări! Aplauze, aplauze, dar vă rog frumos, da, vă rog frumos, mulțumesc frumos, așa. Bun, premiul 1, tot la categoria 4 ani, desene pe asfalt, premiul 1 merge la Iancoviș Sofia. Hai să vedem Iancoviș Sofia. Vine în viteză, vine în viteză. Domnișoară Sofia, felicitări! Cu mare drag! Haide să vedem, schimbăm categoria, dar rămânem tot pe desene pe asfalt. Avem pentru categoria 6 ani, Lazar Maria. Lazar Maria odată, Lazar Maria de două ori. Unde este Lazar Maria? Uite-o, 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 uite-o. Drăguță, felicitări! Vreau să aud puternici aplauze. Ia uita ce frumușică-i, da? Și-a respectat și tema cum vedea să Nicolau Vara. Mergem mai departe, premiul 2, la categoria 8 ani, avem Șteț Amalia. Câștigătoarea este Șteț Amalia, da? Unde-i Șteț Amalia? Uite ce viteză! Frumușică, păpușică! Mulțumim și noi! Nu vă zgârciți în aplauze că sunt copiii din Nicolau! Mulțumesc frumos! Haideți să vedem premiul 1. Merge la domnișoara Bădescu Delia, desene pe asfalt, 7 ani. Domnișoara Delia. Unde-i? Felicitări, drăguță! Super! Premiul 3, 10 ani, categoria... La concursul tot de desene pe asfalt avem Raniosu Dorel. Ia aplauză pentru Dorel. Uită-te aici, domnule, ce energic e! Aplauze, vă rog, pentru energia lui! Mergem mai departe, 11 ani, tot la categoria de desene pe asfalt avem Leucuța David. Haide, David, unde ești? Dacă și tu ești tot așa de energic, ai de capul meu! Felicitări! Mergem la premiul 1. Cine credeți că ia premiul 1?
premiul întâi, premiul întâi, Petrescu Amalia, da? Aplauze și pentru Petrescu Amalia. Energică, felicitări. Mulțumesc. Haideți să vedem basket. Avem. Avem categoria 0-3 la basket. Premiul 2, Sopon Andrei. Haideți să vedem unde este Sopon Andrei. Unde-i? Unde-i aici? Ia vreau un aplauze, 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 aplauze! Haide! Hai să-ți revendici premiul. Felicitări! Felicitări! Aplauze, vă rog, aplauze! Super! Premiul întâi merge la Șerban Luca, la categoria tot 0-4 ani. Haide să vedem aplauze, să-l încurajăm și pe Luca. Unde este Luca? Uitați, aici, aici la mine, aici, aici, aici la mine. Haide, haide. Felicitări. Și cadou să-l iei. Da, aplaudați-l și pe el. Mulțumim frumos, mergem mai departe. Avem categoria 4, 8 ani. Câmpian George. Unde este Câmpian George? Uite aici, ce viteză, ce viteză, ce viteză, ce viteză. Mi se pare normal, felicitări. Premiul 2 merge la Sopon Alexandru, tot categoria 4-8 ani, basket. Hai, aplauze puternice. Felicitări. Iar premiul 1 merge la Curianca Mateo, categoria 4-8 ani. Curianca Mateo. Haide, 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 haide. Da, cu curaj, cu curaj, cu curaj. Uite-te ce frumos e. Aplauze și pentru Mateo. Bun, mergem mai departe. Categoria 8-15 ani. Avem Magda Luis. Bine, Luis, bine! Nu mai zic nimic, da? Premiul 2 merge la Djakovic Sasha, da? Categoria 8-15 ani. Felicitări! Pregătit, 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 tinere! Te cred! Iar premiul 1 merge la Cernaștiuc Raul. Bravo, Raul! Felicitări! Mulțumesc frumos colegilor! Haideți să vedem. Biciclete. 0-4 ani. Avem premiul 3. Merge la Sopon Andrei. Sopon Andrei. Haide, haide. Ia uitați. Vreau puternice aplauze, puternice aplauze, puternice aplauze. Și tatuajul. Mulțumim frumos și felicitări. Premiul 2 merge la Oprea Andi. La concursul de biciclete. Oprea Andi. Oprea Andi, este? Este? Este, cum să nu fie? Ia uitați! Vreau aplauze, aplauze, aplauze! Haideți, uite aici, măi! Foarte frumos! Felicitări! Uite și cadou, și cadou, și cadou! Nu plecați fără cadou! Mulțumim și noi! Iar premiul întâi merge către Șerban Luca la concursul de biciclete. Puternici aplauze și pentru Șerban Luca! Șerban Luca? Unde? Unde? E aici. Haide, haide. Aici, tot la noi, tot la noi. Bate palma cu colegul meu. Foarte bine. Super, îi mulțumesc colegului meu, Alexandru. Mergem mai departe. Ce avem? Avem biciclete. Premiul 3, Crețu Luca. Felicitări. Super, mulțumesc. Premiul 2 merge la Sitaru Sârgean, la concursul de biciclete. Aplauze, aplauze, foarte bine, bravo, bravo, maestre. Iar premiul întâi merge la Moț Naria. Maria, haide, ce faci? Maria doarme un pic, e atentă, ia, da? Și premiul întâi merge la Onuțan Maria, tot la concursul de biciclete, da? Onuțan, domnișoara Onuțan, unde este? Uite că vine, haide, așa cu tupeu, cu tupeu, cu tupeu, felicitări. Felicitări! Bun, mulțumesc frumos colegii mele, Diana. Noi mergem mai departe. Hai să vedem. La premiul 3 avem tot la concursul de biciclete. Mogoș David, da? La concursul de biciclete. Unde-i David? Bravo, felicitări! Mergem mai departe, premiul 2 se acordă lui Vâlceanu Alex, tot pentru concursul de biciclete. Nu fiți zgârciți în aplauze, nu fiți zgârciți. Felicitări, dragule!
Premiul 2 merge încă o dată la un Dragodan Marcus, tot la concursul de biciclete. Mai ați fost foarte harnici, foarte harnici și au și respectat. Premiul 2, Zbierea Giulia, tot la concursul de biciclete ne referim aici, da? Zbierea Giulia, da? Felicitări, felicitări! Și la premiul 1, premiul 1 merge către Zbierea Patricia. Haideți să o aplaudăm și pe Patricia. Uitați aici ce viteză vine, se vede, se vede, se vede, se vede. Ea este. Felicitări. Mulțumesc colegului Lochi. Și cred că am finalizat. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă mulțumesc frumos pentru participare și din partea primăriei, conducerii primăriei. Rămâneți alături de noi pentru că urmează surpriza dulce pe care v-am promis-o. Domnul viceprimar e prezent aici, la datorie, bineînțeles. Suc și înghețată pentru copii și am rugămintea să-mi rămâneți pentru că urmează un mini-concert cu Darko Vlaști și copiii pe care dânsul îi antrenează, așa să spunem, că place mie să spun așa, și cu, să nu uităm și de ansamblurile folclorice din oraș care vor să facă un program artistic. Autorizarea asta, da? Hai să vedem! Doi câte doi! Aici în spate cine vine? Aici în spate, doi câte doi. Doi copii aici, da? Haideți să vedem. Haideți, vă rog să coborâți jos de pe scări. Vă rog frumos să coborâți, să coborâți jos de pe scări. Pe Aranha.